A devenit o tradiție ca de ziua marinei române, Giurgiu veni să meargă la Dunăre pentru a urmări manifestările legate de sărbătorirea acestei zile. Ca în fiecare an, programul sărbătoresc s-a desfășurat în port și, așa cum a devenit tradițional, zeul Neptun, însoțit de nimfele sale, a salutat și de data aceasta asistența, aura noroc și vânt din pupa marinarilor și a dat startul jocurilor marinărești. Zeul Neptun însoțit de frumoasele lui nimfe. Bine v-am găsit, dragii mei, și în anul acesta! Bine a venit zeul! În atâta mulțime, o singură voce și aceea notabilă. Bine v-am găsit! Se va desfășura concursul, binecunoscutul concurs de câștigare a trofeelor mult râvnite. Dragii mei, grăbiți-vă! Casele de pariuri se vor închide în curând. Sărbătoarea din port a fost urmărită de câteva sute de localnici, printre cei prezenți aflându-se și deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, care a ținut să adreseze câteva cuvinte frumoase giurgiuvenilor. În sfântă zi de sărbătoare, adormirea Maicii Domnului, urez tuturor giurgiuvenilor să aibă parte de liniște sufletească, bucurie și împliniri. Să le dea Dumnezeu ca în această zi să treacă cu bine peste toate obstacolele vieții, să se bucure din plin și să aibă încredere că împreună vom avea mai mult succes. Rața! Uite în spate, băi!